E a prefeitura deixa o resultado muito nosso. E até cá. Era até forte, vistoso. Na casa, não tem. Não tem nenhum problema. Le pune de cervețel pentru că se mai suge și mai absorbe uleiul. Poftă bună! Preparăm astăzi bătute de casă, carne pe care o avem, de la preferința noastră de porc și sau de piept de pasăre. Deci o luăm și o batem. Iată cam așa grosime să fie. Deci nu este nici groasă, nici subțire. O dăm prin făină, apoi prin ou bătut și o punem la tigaie. Deci o arăt numai decât și pașii următori. Iată, am revenit. Deci făinuță de grâu punem într-o făină, într-o străchinuță aproximativ 200 de grame, 150, deci după cum doriți deja dumneavoastră, zicem. Așa mai departe avem 3 ouă ușoare. Ouăle trebuie bătute. Deci punem sare, vreo 5 grame de sare, pentru că bătutele noastre deja le-am uns cu sare, deci nu trebuie foarte multă sare să punem în ou și batem ouăle binișor. Iată, am bătut și ouăle noastre, în ou am mai adăugat puțin piper, dumneavoastră vedeți adăugat, vreți nu adăugați, deci nu este o rețetă destul de grea, așa că puteți să o încercați oricând doriți. Deci iată din nou vă arăt filioarele de carne pe care le muiem întâi în făină. La mine deja am pus tigaia să se înfierbânte. Deci uitați-vă așa, am muiat frumușel în făinuță. După aceasta muiem în ou ușor și le punem la tigaie. Tigaia trebuie să fie încălzită. La fel procedăm toate. Întâi prin făină, apoi prin ușor și prin tigaie la prăjit.